Volei Alba Blaj, adversara de sâmbătă a Unicului, a ajuns la 31 de puncte și se menține în continuare pe poziția 3-a în clasament după victoria cu 3-0 de la Piatra Neamț. Formația pregătită de sârbul Darko Zakoč este una dintre candidatele la titlu în actuala stagiune, unde se va lupta pentru acest trofeu cu CSM București, Știința Bacău, Dinamo și CSM Târgoviște. Jucătoarele și antrenorii de la Blaj cred că lupta pentru titlu va fi una deschisă până la finele sezonului. Drumul lung. E prea lung drumul și vedem. Noi suntem unii dintre candidatii, 5 echipe strânse, vedem, se batem pentru fiecare meci și înainte de play-off-ul vrem să stăm pe cel mai bună poziție. Pentru asta muncim și aceasta este direcția spre care ne îndreptăm. Rămâne de văzut. Cum ți-a părut formația din Piatra Neamț? E o formație omogenă, mult mai bună decât în tur și cred că poate să facă multe surprize în continuare. Cine vă bate la titlul Adina? Nu știu. E o luptă destul de strânsă. În confruntarea de sâmbătă, Unica evolua cu următorul sextet: Ciocean, Mateaș, Zaharia, Marin Iliescu, Curcă, Ambele și Ozun Libero, iar pe parcurs au mai intrat Constantin, Matache, Roman și Munteanu. În etapa următoare, Unic va evolua în deplasare cu CSM Târgoviște.